Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. În etapa actuală, este de o importanță vitală să cunoașteți mai întâi adevărul și apoi să-l puneți în practică și să vă înzestrați în continuare cu realul înțeles al adevărului. Ar trebui să urmăriți să realizați acest lucru. În loc doar să cauți să-i faci pe alții să-ți urmeze cuvintele, ar trebui să-i determini să-ți urmeze practica. Numai astfel poți găsi ceva semnificativ. Indiferent ce se abate asupra ta, indiferent ce persoane întâlnești, câtă vreme ai adevărul, vei reuși să rămâi neclintit. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce îi aduce omului viață, nu moarte. Dacă după ce ai citit cuvântul lui Dumnezeu nu prinzi viață, ci încă ești mort, atunci este ceva în neregulă cu tine. Dacă după un timp în care ai citit mult din cuvântul lui Dumnezeu și ai auzit multe predici practice, ești încă într-o condiție de moarte, aceasta este dovada că nu ești cineva care apreciază adevărul și nici nu ești o persoană care caută adevărul. Dacă voi ați căuta cu adevărat să îl câștigați pe Dumnezeu, nu v-ați concentra pe a vă înzestra cu doctrine înalte și a le folosi pentru a învăța pe alții, ci v-ați concentra, în schimb, pe experimentarea cuvântului lui Dumnezeu și punerea în practică a adevărului. Nu acesta este lucrul în care ar trebui să căutați să pătrundeți în acest moment? Există un timp limitat ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în om. Deci ce rezultat poate să existe dacă nu cooperezi cu El? De ce oare Dumnezeu vrea mereu ca voi să-i practicați cuvântul odată ce îl înțelegeți? Acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu v-a dezvăluit cuvintele Lui, iar următorul vostru pas este să le practicați cu adevărat. În timp ce voi practicați aceste cuvinte, Dumnezeu va săvârși lucrarea de luminare și îndrumare. Așa stau lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu îi permite omului să înflorească în viață și nu conține elemente care ar putea să-l facă pe om să se abată sau să devină pasiv. Spui că ai citit cuvântul lui Dumnezeu și că l-ai practicat, dar încă nu ai primit nicio lucrare de la Duhul Sfânt. Cuvintele tale ar putea să păcălească doar un copil. Poate că alți oameni nu știu dacă intențiile tale sunt bune, dar crezi că e posibil ca Dumnezeu să nu știe? Cum se face că alții practică al lui Dumnezeu cuvânt și primesc luminarea Duhului Sfânt, dar totuși tu practici cuvântul lui și nu primești luminarea Duhului Sfânt? Are Dumnezeu emoții? Dacă intențiile tale sunt cu adevărat bune și ești cooperant, atunci Duhul lui Dumnezeu va fi cu tine. Unii oameni își doresc mereu să-și înfigă propriul steag, dar de ce nu-i lasă Dumnezeu să se ridice și să conducă biserica? Unii oameni își îndeplinesc pur și simplu funcția și îndatoririle și, fără să-și dea seama, obțin aprobarea lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Dumnezeu cercetează profunzimea inimii omului, iar oamenii care caută adevărul trebuie să facă acest lucru cu intenții bune. Oamenii care nu au intenții bune nu pot rămâne neclintiți. În esență, scopul vostru este să lăsați cuvântul lui Dumnezeu să-și facă efectul în voi. Altfel spus, înseamnă să aveți o înțelegere adevărată a cuvântului lui Dumnezeu când îl puneți în practică. Poate capacitatea voastră de a pricepe cuvântul lui Dumnezeu este slabă, dar când practicați cuvântul său, el poate îndrepta acest neajuns.
Deci nu numai că trebuie să cunoașteți multe adevăruri, ci să le și practicați. Acesta este obiectivul principal care nu poate fi ignorat. Isus a îndurat multe oropsiri și suferințe în cei 33 de ani și jumătate ai Lui. A suferit atât de mult doar pentru că a practicat adevărul. A făcut voia lui Dumnezeu în toate lucrurile și a păsat numai de voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi știut adevărul fără să-l practice, nu ar fi îndurat aceste suferințe. Dacă Isus ar fi urmat învățăturile evreilor și ar fi urmat pe farisei, nu ar fi suferit. Din faptele lui Isus, puteți afla că eficacitatea lucrării lui Dumnezeu asupra omului vine din cooperarea lui și acesta este un lucru pe care trebuie să-l recunoașteți. Ar fi suferit Isus pe cruce, așa cum a făcut-o, dacă nu ar fi practicat adevărul? Ar fi putut oare să se roage cu atâta ardoare dacă nu ar fi acționat în conformitate cu voia lui Dumnezeu? Prin urmare, voi ar trebui să suferiți de dragul practicării adevărului. Acesta este felul de suferință la care ar trebui să fie supusă o persoană.